În urma probatorului administrat, față de patru persoane cu vârstele cuprinse între 16 și 68 de ani, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentate unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri. Aceste acțiuni de amploare fac parte din măsurile dispuse de la nivelul conducerii Poliției Române. Totodată vă reamintim despre planul de acțiune blocada care are drept scop prevenirea și combaterea faptelor de violență și consumul de droguri. De asemenea, precizăm faptul că la nivelul județului Prahova, în zonele cu potențial de a se produce astfel de fapte, a fost declanșată operațiunea Riposta. Toate aceste măsuri vor continua și în perioada următoare pentru a menține comunitatea în siguranță.